Salut copii, bine ați venit la un nou videoclip. Videoclipul de astăzi o să fie unul magic, pentru că voi citi mintea prin ecran. Desigur că este vorba de renumitele trucuri cu cărți. Deci am aici 6 cărți. Voi va trebui să vă alegeți una, să o țineți minte, pentru că eu va trebui să o fac să dispară. Prima oară le voi amesteca un pic. Acum voi alege o carte. Cartea aleasă de voi este aceasta. Să vedem dacă cartea aleasă de voi mai este printre aceste cărți. Mai este cartea aleasă de voi aici? Nu mai este! Mai am un trup care cred că vă va uimi. Am aici 3 cărți și vă voi arăta o iluzie optică. Voi face cartea roșie să intre în cele două cărți albastre, dar va fi o iluzie. Wow, ia uitați! Jumătatea de care țin eu este de dedesubt, sub cărți, și cealaltă jumătate este pe prima carte. Wow! Mă voi scoate. Ta-da! Pentru ultimul truc am aici un pachet de cărți. Voi va trebui să alegeți o carte foarte rapid, iar eu o voi face așa. Și va trebui să vă ghicesc cartea. Acum voi găsi cartea aleasă de voi. Sper că ați reușit să o memorați. Cartea aleasă de voi este 14 de treflă. Sper că v-au plăcut trucurile mele cu cărți. Nu uitați să dați un like și abonați-vă pentru următoarele videoclipuri magice. La revedere!